Salut! Anterior am lansat un top cu cele mai bune seriale turcești începute în anul 2020. Dacă încă nu ai văzut acest clasament, îl poți găsi făcând click pe sugestia apărută acum în colțul de sus din dreapta sau pe linkul în descrierea acestui video. Deoarece acest clasament s-a bucurat de succes printre spectatori și a strâns mai mult de 1000 de like-uri, iar voi ați lăsat în comentarii și alte seriale care merită să fie menționate, eu pur și simplu mă simt obligat să revin cu o completare a listei cu cele mai reușite serii turcești lansate anul trecut. Pentru că tu, stimați tu spectator, la sigur să le cunoști pe toate și să poți alege ușor un serial perfect anume pentru tine. Abonează-te pe canalul meu dacă încă nu ești abonat și activează toate notificările pentru a afla primul despre alte videouri interesante care vor apărea. Deci, hai să începem! Blocul nevinovaților. Serialul este inspirat din evenimente reale care scoate în evidență relațiile familiale și loialitatea. În centrul atenției este Han Derenoglu. Acesta și-a dedicat viața grijei pentru cele două surori, Safie și Gülben, și tatăl bolnav. Se pare că în afară de muncă și casă, Han nu a văzut altă viață. Surorile acestuia, chiar dacă sunt rude, totuși sunt tare diferite. Experiențele prin care au trecut, dar și ideile fixe care le obsedează, le-au transformat în femei de-a dreptul insuportabile. Dorind să pară perfecte, ele acoperă cu noroi pe cei din jur și tot mai mult profită de bunătatea și răbdarea lui Han. Însă totul se schimbă atunci când fratele lor o întâlnește pe fermecătoarea Inji. Absorbit în această relație, Han nu mai acordă suficientă atenție surorilor sale, fapt ce dă peste cap viața lui Safie și Gülben. Acum acestea vor fi nevoite să învețe să trăiască de sine stătător și să răspundă pentru deciziile luate. Flăcările destinului. Un incendiu devastator a fost un moment crucial în biografia lui Ruia, Cicek și Cemre și le-a împărțit viețile în înainte și după. Fiind orfană de mic copil, lui Cemre îi se părea că în sfârșit soarta îi surui de atunci când s-a căsătorit cu iubitul său. Însă bărbatul visurilor sale, în realitate, s-a dovedit a fi un despot care i-a transformat viața în chin. Știind că nu are de la cine să ceară un sfat sau apărare, Cemre ascunde descurajarea după imaginea falsă a familiei perfecte. Ruia, a doua eroină a acestui serial, în sfârșit va vedea fața adevărată a persoanei în care avea încredere neclintită timp de ani de zile și această descoperire îi va distruge toate iluziile în care a trăit până acum. Cicek, ultima protagonistă, a fost angajată în casa mistuită de foc. Frumusețea și speranțele acesteia au fost arse la propriu de flăcările incendiului. În mod neașteptat, tragedia va uni destinele celor trei tinere atât de diferite și ele vor primi ocazia, asemenea păsării Phoenix, să renască din cenușă. Camera roșie. Este o dramă psihologică originală și ambițioasă, deosebită de majoritatea producțiilor turcești cu care ne-am obișnuit. Evenimentele principale din această serie au loc într-un spital de psihiatrie și au fost inspirate din istoriile reale a beneficiarilor din astfel de instituții. Evident că în centrul atenției se află medicii și pacienții spitalului. Presupușii pacienți sunt consultați într-o cameră specială, supranumită Camera Roșie. Și se pare că această încăpere are puteri misterioase, deoarece, odată nimeriți aici, persoanele încep să dezvăluie secretele și întâmplările pe care nu le-au povestit la nimeni până acum. Aici nu există secrete și bolnavii va trebui să scoată toți scheleții din dulap, dar fiecare istorie mărturisită va fi incredibilă și uluitoare. Convorbirile sincere între medici și pacienți vor descoperi o mulțime de întâmplări amuzante sau triste din viața persoanelor ajunse în camera roșie. Dar conexiunea dintre doctor și bolnav deseori se va transforma în relații de prietenie sau chiar amoroase. Bate la ușa mea. Ăda mereu visa să facă studiile peste hotare, fapt ce îi va asigura o slujbă bine plătită. Și chiar dacă la moment Ăda lucrează într-o florărie, dorința ei este aproape realizată, deoarece ea a obținut un grant important care îi va permite să înceapă studiile mult visate. Însă în viața sa apare Serkan Bolat, care risipește aspirațiile lui Ăda.
se descoperă că tânăra a zădărnicit niște planuri a lui Serkan și el este convins că Eda este obligată să repare totul. Pentru aceasta, ea va trebui 2 luni să se prefacă logodnica lui Serkan și doar așa ea va obține grantul pentru studii, care, apropo, este oferit de familia Bolat. Aflată într-o situație fără ieșire, Eda acceptă condiția lui Serkan și tinerii încep să joace rolul unui cuplu îndrăgostit. Și dacă de la început cei doi se urăsc reciproc, urmărindu-și doar interesele materiale, treptat se cunosc mai bine și înțeleg cât e de corectă zicala că de la ură la iubire este doar un pas. Ascensiunea Imperiilor, Otomanii. Este un serial semi-documentar semnat de Netflix, deci cu ușurință poate fi găsită pe această platformă de streaming. Evenimentele relatate au loc în secolul al XV-lea. Și îl au ca protagonist pe sultanul Mehmed al II-lea, cuceritorul, străbunelul lui Suleiman, pe care probabil îl cunoști din serialul Suleiman Magnificul. Asemenea urmașului său, Mehmed al II-lea este considerat unul din cei mai însemnați sultani ai Imperiului Otoman. Apropo, anume Mehmed al II-lea s-a războit cu Ștefan cel Mare, dar să ne întoarcem la serial. Pe când era copil, Mehmed nu ieșea în evidență din mulțimea de copii a sultanului și nimeni nu bănuia ce forță zace în feciorul unei concubine mediocre. Însă viitorul conducător nu era de acord cu această poziție și a profitat la maxim de toate ocaziile care ieșeau în cale pentru a ajunge la tronul mult răbnit. Înțelept, feroce, cu voință neînduplecată și minte ascuțită, iubit și de temut de poporul său, Mehmed al II-lea a avut o viață plină de intrigi și comploturi, dragoste și ură, cuceriri și pierderi. Deci, o sursă perfectă pentru un serial interesant. Babil. Dacă veni vorba despre renumitul serial Suleiman Magnificul, cred că este cazul să-ți povestesc despre ultima producție lansată cu Halit Ergenci în rolul titular. Babil relatează istoria profesorului universitar Irfan. Acesta se bucură de respect și apreciere la facultatea economică unde predă, dar acasă îl așteaptă soția iubitoare și feciorul adorabil. Din cauza unor neînțelegeri ideologice cu conducerea instituției, Irfan este concediat, însă aici neplăcerile nu se termină. La scurt timp după ce și-a pierdut slujba, copilul lui Irfan se îmbolnăvește grav. Incapabil să găsească un serviciu bine plătit din cauza reputației stricate de fosta conducere, profesorul se trezește într-o situație descurajantă. Ca să câștige banii necesari pentru tratamentul feciorului, Irfan se angajează într-o afacere ilegală cu imobile. Însă această escrocherie, care îl îmbogățește pe fostul profesor, aduce în viața sa și mai multe probleme. Vânat de poliție, Irfan are de parcurs o cursă contra cronometru pentru a-și vindeca copilul, dar și a se salva de mafia, care dorește să-și întoarcă banii furați în escrocheria pusă la cale de Irfan. Partea mea stângă. Sera de mică a înțeles că destinul poate să lovească crunt și nemilos. Născută într-o familie bogată, răsfățată și alentată, viața eroinei principale se schimbă radical. Și iată că tânăra Sera trăiește cu mama sa bolnavă într-o casă sărăcăcioasă. Studiile ei sunt achitate de un grant, dar pentru a câștiga un ban în plus, lucrează ca menajeră la un hotel prestigios. Totuși, tânăra nu se descurajează și speră că într-o zi viața sa va deveni mai bună. Frumoasă și isteață, Sera nu duce lipsă de atenție a băieților ce o înconjoară, însă pe ea nu o tentează escapadele amoroase. Într-o zi aceasta face cunoștință cu Selim, un tânăr atrăgător din universitatea sa. Acesta este opusul lui Sera, bogat și popular, băiat de bani gata care își petrece nopțile în cluburi și discoteci. Și dacă inițial cei doi se cred diametral opuși și că nu există nicio putere care i-ar putea uni, pe măsură ce se cunosc mai bine, tinerii vor descoperi că de fapt au multe lucruri în comun. Atât pentru azi. Nu uita să pui un like dacă ți-a plăcut acest video, deoarece numărul de aprecieri mă ajută să îmbunătățesc conținutul canalului și să pregătesc videouri care ar putea să-ți placă.
scrie mai jos în comentarii dacă ai văzut careva din serialele enumerate în videoul de azi și ce impresie ți-a lăsat. Dacă ai dori ca eu să pregătesc un clasament anume, nu ezita, lasă-mi mai jos un comentariu. Abonează-te dacă încă nu ai făcut-o și ne auzim în videoul următor.